nu toată lumea este mulțumită, însă trebuie să înțelegem că până nu facem puțin șantier, nu avem cum să realizăm obiectivele. Suntem pe strada de Chirescu, sunt străzile laterale, suntem într-un proces de termoficare, de introducere a țevilor pentru termoficare. Într-adevăr, s-au mișcat cam greu acești constructori, că tot am să insist pe faptul că nu-și fac treaba așa cum ar trebui să-și o facă și îi informez încă o dată că nu o să mai aibă prelungire nici măcar o zi pentru lucrurile pe care nu și le-au făcut, ci vor fi penalizate. Uitați, acestea sunt conductele pe care le-au montat și când au fost ploile astea mari de zilele trecute, era plin pop aici. La ora 10, a fost chemat domnul director general de la București, a dat curs invitației noastre, nu l-am chemat ca să-l felicit, ci l-am chemat ca să-l cer. Și am spus că el trebuie să înțeleagă că cetățeanul nu are nicio obligație să suporte nepăsarea lor, pentru că în mod normal hidrologii nu fac treaba. Ca orice constructor vine și spune că nu știu ce motiv a avut și n-a putut să termine aici, trebuie să termine joi. El trebuie să înțeleagă, nu mă interesează pe mine când ce probleme a avut. El trebuie să-și termine lucrarea când a promis. Ei au niște termene specificate? Bineînțeles, au niște termene și în mod justificat și de forță majoră ele pot fi modificate. Dar ei tot timpul vin cu fel de fel de motivații, cum că v-am spus, iarna ninge și vara sunt 40 de grade afară. E, în caietul de sarcini nu sunt stipulate astea. Ei trebuie să înțeleagă. Foarte mulți ani nu au fost făcute investiții. De fapt, ca în toată Cernavodă, infrastructura este foarte, foarte veche. Acum noi am făcut canalizare acum un an de zile, acum punem termoficarea și am mai avea să le schimbat conductele de apă. Ele sunt foarte vechi. Acum încercăm să le facem pe toate, dar știți că nu ne lasă tehnologia să facem șanț decât șanț după șanț, nu în același șanț. După cum vedeți, se lucrează și mă bucur că se lucrează. Nu știu de că se lucrează că am venit noi sau lucrează că ei lucrează. Pentru că, într-adevăr, am avut o discuție cu directorul lor general acum două zile și mi-a promis, după problemele pe care le-am avut acum duminică, că vor încerca să mărească ritmul, pentru că se poate, pur și simplu. Și sunt surprins și eu că astăzi ei lucrează. Calitatea lucrării, într-adevăr, după cum constatați, la fiecare poartă, după cum vedeți, au pus niște podețe, da, ca să poată lumea să aibă acces la... Asta e chiar o chestie civilizată. Nu, într-adevăr, lucrarea este de calitate, dar sunt încet. Merg foarte, foarte încet. Nu este ritmul pe care eu mi l-aș dori. Acesta este și motivul pentru care de foarte multe ori îi chem la primărie și le spun că nu e regulă. Nu am nimic cu calitatea lucrării, ci ritmul. Pentru că totuși, vă dați seama, există un disconfort în toate cetățeni. Nu poți să stai câteva luni de zile în condițiile acestea. Nu este corect, nu este normal. Da, sper să înțeleagă.
lucrarea a venit de sus. Deci am venit cu lucrarea de sus. Deja toate străzile care sunt legate în această stradă sunt conectate. Vedeți? Aici suntem la aceasta, aici suntem conectate și am la următoarele. Și începem a finaliza această lucrare. Procentual cam cât e gata? Nu e greu să vă spun. Ar fi nedrept să spunem că vom mai avea căldură. De ce? Centrala nucleară nu are posibilitatea tehnică. Deci asta este realitatea. Centrala nucleară poate să dea decât o cantitate de agent termic primar și el deja nu ajunge. Dar am avut posibilitatea să facem rost de acești bani prin fonduri guvernamentale și am zis, dom'le, dacă tot reușim să aducem acești bani, haideți să facem ceva cu ei și am pus pe termen. Și atunci, dom'le, mai bine să reușim să facem. În momentul în care vine centrala cu agentul termic, noi deja să avem tot. Nu să aveți călătorul în casă. Pentru că ar fi fost nedrept întâi să aștepți pe ăia și s-ar fi putut, după câte constat, din ultimele discuții pe care le-am avut la minister, să nu mai putem să accesăm fonduri guvernamentale pentru că s-ar putea să se sisteze. Pentru că au spus că nu vor mai fi bani pentru. Și atunci, dom'le, dacă tot am prins, zic, haideți să facem. Ce facem? Și atunci, cu tot riscul de a crea un disconfort, hai să punem totuși. Că aceasta nu mai punem. Să știți, peste un an, 2, 3, 4, 1, și am prins moment. Știu, este disconfort, asta e. Gata, trebuie și asfalteze imediat, pentru că ați văzut ploile ce s-a întâmplat. Și cu asfaltatul, o să venim imediat după ce terminăm cu casa, vă spuneam, dar aici mi se pare că s-a făcut canalizarea. E canalizare făcută? Deci avem canalizare, avem termie. Știți ce nu este schimbat aici? Conducta de apă. Da. Conducta de apă aveți de 50 de ani. Da. Și iarăși o să facem, o să venim și o să asfaltăm. Știți care este norocul nostru? Că nu s-a spart nicio conductă de apă. Și atunci putem să venim cu un strat de asfalt de uzură. Și dacă peste un an, 2, 3, 4 avem posibilitatea să schimbăm și conducta, asta înseamnă alte șanse. Da. Dar asta nu înseamnă că trebuie să stăm încă 4 ani așa. Pe nu, după ce terminăm, deci după ce terminăm canalizarea? Cu termia, atunci o să trecem și la un strat de asfalt de întreținere. Că nu putem să lăsăm așa. Și atunci o să fie mai bine. Și atunci, deja se vede asta. Acceptă cu un pic. Și cu